Universitatea Politehnică Timișoara organizează în perioada 20-24 mai cea de-a doua ediție a săptămânii internaționale Erasmus+. Plus. Cu tema sinergie în lumea academică, cultivarea alianțelor, facilitarea interculturalității și promovarea durabilității. Deschiderea evenimentului din data de 20 mai a avut loc în sala Senatului Universității Politehnica Timișoara, alături de Florin Drăgan, rectorul UPT care le-a urat invitațiilor bun venit în Timișoara și la Politehnica Timișoara. Acesta le-a vorbit despre istoria și tradițiile celei mai vechi instituții de învățământ superior din vestul țării. Tot în cadrul festivității de deschidere, profesorul Claudiu Albulescu, directorul Departamentului de Relații Internaționale, a adresat mesajul său de salut celor prezenți la unul dintre cele mai importante evenimente ce țin de internaționalizarea activității UPT și le-a ținut o scurtă prezentare a României și a Timișoarei, unul dintre cele mai verzi orașe din țară. Peste 40 de oaspeți, cadre didactice și administrative au luat parte la eveniment. 16 țări partenere, printre care se numără Albania, Italia, Germania, Maroc și Polonia. De asemenea, cadrele didactice de la șapte instituții partenere vor preda studenților de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Management în Producție și Transporturi, Facultatea de Mecanică și Facultatea de Științe ale Comunicării din cadrul UPTM.